În anul 1418 s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea, a introdus bareta cardinalilor și a stabilit în 1470 să aibă loc un an jubiliar odată la 25 de ani. În anul 1954 s-a născut Victor Iușcenco, politician ucrainian al treilea președinte al Ucrainei. Este conducător al grupului de opoziție Ucraina noastră și fost președinte al țării. În anul 1929 s-a născut Alexei al II-lea, a fost patriarh al bisericii ortodoxe ruse din data de 10 iunie 1990 până la moarte. În anul 1960 s-a născut prințul Naruhito, este moștenitorul tronului Japoniei. Acesta a devenit prinț moștenitor la data de 23 februarie 1991, după decesul bunicului său, împăratul Hirohito la 7 ianuarie 1989. În anul 1855 a murit Carl Friedrich Gauss, a fost un matematician, fizician și astronom german, celebru pentru lucrările despre internet integrale, multiple, magnetism și sistemul de unități care îi poartă numele. Este considerat a fi unul dintre cei mai mari oameni de știință germani. În anul 1919 a murit Gheorghe Pop de Băsești. A fost un politician român din Transilvania între anii 1881 și 1902, vicepreședinte, iar între anii 1902 și 1918, președinte al Partidului Național Român din Transilvania. În anul 2000 a murit Ofra Haza, cântăreață de muzică pop israeliană. În anul a murit Ion Eremia. A fost un general, scriitor și deținut politic în regimul comunist, supranumit Soljenitin al românilor. În anul 1821, țarul Rusiei Alexandru I dezavuează revoluția condusă de către Tudor Vladimirescu în țara românească și mișcarea lui Alexandru Ipsilanti, declarându-se de acord cu venirea trupelor otomane la nord de Dunăre. În anul 1866, Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României, este silit să abdice ca urmare a con jurației pregătite de către coaliția dintre conservatori și liberalii radicali. În anul 1919 a fost fondat Partidul Fascist de către Benito Mussolini, devenit în anul 1922 premier al Italiei. Din această poziție politică, Mussolini a trecut treptat către un regim dictatorial, impunând participarea Italiei în cel de-al doilea război mondial alături de Germania. În anul 1929 încep și în România concursurile de frumusețe. Prin declararea Magdei Demetre cu drept mis, România 1929, în anul 1942, a fost emis decret privind aprobarea statutului organizării și funcționării bisericii ortodoxe române.